memorandumul pentru proiect. Mă rând de tot proiectul cablului submarin de legătură pe zona energiei între România și Turcia. O să vă rog, domnul ministru. Elementele negative, criticoase, ceea ce este imposibil să se mențină doar la relațiile externe, să spun așa, externe familiei. Deci cineva care este obișnuit să critique într-una, el se antrenează prin ceea ce face și va folosi antrenamentul acela care devine practic manifestarea lui, o parte din el, va folosi față de toată lumea care îl înconjoară, inclusiv de cei dragi și apropiați.